ce să zic, că e autostradă așa cu numele, fie vorba între noi, că drumul da. E cam bătătorit. Da. Deci tu mai șeful trăiască, deci tu mai cine atât fără francezea, eu parlare cu ei și le-am zis, bonjour, je suis Dorel, je veux munce și s'il vous plaît, monsieur. Și ei mi-a zis merde. Mi-a zis merde, ci că va to mama. Asta da. Înseamnă că nu e de muncă, mă, micule. Da. Auzit, nu vă supra, nu l-ați văzut cumva pe aici pe domnul Boc? L-am văzut mult prea mult pe domnul Boc, să știi. Am vrea să nu mai vedem atât, dar de ce-l căutați pe domnul Boc? Păi a plecat Dacia de la noi de pe șantier și a plecat cu cheile de la excavator. Da, s-a dat mare puțin așa mai mult pentru presă și când i-a zis eu prima tale, acum a ridici cu pata, i-a tocat în pușca, a fugit. Eu cred că am auzit undeva expresia asta, undeva în Bej la Cotroceni. Ce-a pus, gata, a venit, l-am găsit. Da, unde puseți pe gigele, două acolo de treabă. Deci se le puseze pe frigider în salut. Da. Deci le puseze pe frigider și n-ajungea la ele, dar a luat creșterea economică, s-a suit pe ea și a ajuns. Creștere, ce creștere economică, mă? Păi, creșterea economică. Economica germanică, pe a noastră n-a găsit-o nicăieri. Hai bă, Valea, de aici să ne vedem, dă-și omajul nostru. Hai, la revedere! O grup de constructori de la Autostrada Soarelui, să știți. Dar colegul nostru, Cristi Grubaru, nu șomează. Săptămâna trecută, domnul Escu ne-a lămurit Buștean. Este foarte interesant pentru cei care își cumpără cartoane gratuite, taloane gratuite, de fapt cei care intră în joc practic exact. Acum. Mă scuz că intervin, dar primești taloane gratuite când cumperi cartoane, da? Da. Nu cumperi taloane gratuite. Păi n-am zis că le cumperi? Da. E o totală...